În cadrul unui proiect implementat de Fundația Conservation Carpatia, în parteneriat cu Ocolul Silvic Carpatia și Asociația de Vânătoare Piatra Craiului Făgăraș Conservation, cu sprijin financiar din partea Fundației Arcadia, prin programul LIFE pentru peisaje amenințate, dar și al Comisiei Europene, luna trecută a demarat programul de compensații private, de care vor beneficia proprietarii de animale din Munții Mușcelului. Practic, Conservation Carpatia a cumpărat 20 de vaci și 100 de oi, care vor fi oferite drept compensație în natură pentru fiecare vacă sau oaie omorâtă de sălbăticiuni în gospodăriile oamenilor. Îmbucurător este faptul că în iunie au fost sesizate mai puține cazuri în care au fost implicați urși, mistreți și vulpi. Pe de altă parte, fundația a donat până acum 26 de câini ciobănești carpatini fermierilor din masivul Făgăraș pentru a-i ajuta să-și protejeze animalele domestice de sălbăticiuni.